având în vedere că se apropie perioada de vară, trebuie să ne gândim cum putem să ne ajutăm mai mult tenul. Și cum putem să ne ajutăm mai mult tenul? Păi, în primul rând trebuie să înțelegem că tenul nostru de astăzi nu este același de peste 3 luni, pentru că practic se modifică și radicalii liberi la care ne expunem, odată automat cu schimbarea sezonieră. Așadar, tratamentul cu celulele STEM este practic perfect atât pentru pregătire, cât și pentru vindecare după sezonul estival, spre exemplu, când deja tenul a fost expus și la soare, și la vânt, și la mare, cu siguranță la apă sărată. Întrucât celulele STEM au o abilitate foarte mare de a se adapta nevoii tenului pacientului nostru. Primul pas al tratamentului constă în demachierea pacientului, după care aplicăm acid glicolic pe zona tenului și decolteu pentru a stimula din nou regenerarea celulară. După ce am șters acidul glicolic, începem efectiv tratamentul, unde în cazul acesta vom infuza celulele STEM cu ajutorul unor micropini. Micropinii sunt asemeni unor ace, dar cu vârful tocit. Este destul de nou, în sensul în care industria medicală estetică evoluează foarte frumos. Mai ales în ultimii ani am văzut inovație tehnologică după inovație tehnologică. Iar celulele STEM sunt în sine o biotehnologie, deci ele în sine sunt într-adevăr o inovație, întrucât merg foarte mult pe ideea de a identifica nevoia și tratează practic ce nevoie identifică. Adică, dacă pacientul nostru are, spre exemplu, pete hiperpigmentare, el va trata peta hiperpigmentară. Dacă are riduri, va trata ridurile. Dacă avem un pacient care are ten cu cuperoză, cu roșeață în zona obrajilor, va trata roșeața. După acest tratament, tenul va fi foarte uniform. În primul rând vom observa că petele hiperpigmentare au fost diminuate, hipopigmentațiile, adică petele albe pe care le putem avea la nivelul tenului și ele vor fi multe estompate. La fel dacă ne uităm la mici pete de roșeață sau riduri fine, riduri de expresie și ele vor fi diminuate vizibil după un tratament cu celulele STEM, pentru că practic tenul nostru este foarte volatil, se modifică în funcție de radicalii liberi la care le expunem. Dacă noi îi oferim armele necesare pentru a se proteja de varii radicali liberi la care ne putem expune, automat și el va fi mult mai radiant, va avea acea strălucire și naturalețe pe care ne-o dorim.